Hei, hei, salutare, am muncit. Eu sunt Dani, mi l-am găsit la un nou episod din Maps from Subs. Înainte să începem clipul ăsta, nu uitați să lăsați un like pentru a continua seria de Maps from Subs și nu uitați să trimiteți mapele voastre care sunt mapele care le aveți pentru mine la adresa de mail din descriere pe care până acum am greșit-o. Adică cine a trimis la lectură de la A la Z, nu trebuie acolo. greencoffee24@yahoo.com este adresa și este acum în descriere. Cei care ați trimis în partea cealaltă, trimiteți aici. Informații. Avem aici informații. Salutat, din numele meu este Gabi, sunt din Petrușaj, județul Hunedoara și azi am pregătit o mapă pentru tine. La sfârșit te rog să acorzi o notă mapei, mapa a fost 100% testată, perfect, fratele meu. Surpriză, nu vreau surpriză, reguli. Am aici reguli. Fără game modul doar la nevoie, distrează-te regula pentru abonați 2K like plus. Mamă, câte nivele. Kit și mâncare, oho. Șmecher, kit-ul deja îmi place. În final, hai să încercăm, dă, doamne. Merge. Asta nu merge, îmi vine. /1./kill. De ce nu merge? Fraților, nu înțeleg care-i... Deci nu înțeleg care-i treaba asta de nu merge game rule, keep inventory true, să fim serioși. Dar la nimeni n-a mers până acum. De ce fucking și nu merge? Eu nu pot să joc așa. Fără keep inventory true. Ia. Ne. Deci să-mi bat picioarele, înțeleg ce are de face treaba asta. Name, role, keep inventory true. Uite, scrie game rule has been updated și dacă îmi dau kill, nu se întâmplă nimic, mor. Deci nu înțeleg, să-mi bat picioarele, mă credeți că nu înțeleg de ce face treaba asta. Deci nu înțeleg care e bug-ul ăsta nenorocit. Sau ce e cu el. O secundă, frate, că prea la toate mapele mi se întâmplă. Deci o să copiez asta, deci dacă nu merge. Ia. Gata, fraților, merge. Deci am aflat ce trebuie făcut. Îmi iau asta înapoi. Mai aveam ceva. Și de ăștia. Bun, deci fiți atenți. Trebuie scrisă în felul următor. Inventory cu I mare, true. Nu înțeleg de ce treaba asta. Uite, i-am scris fix la fel, mai am scris cu I mic. Să-mi bat picioarele. Așa mare diferență pentru un I mare. Pentru un fucking I mare. În fine, am rezolvat-o. Ok. Hai să trecem la nivelul. Nivelul 1. Nivelul 1, parcurs. Parcurs foarte easy. Parcurs 1. /2. Stai că trebuie scris împreună. Ok. Spawn point. Da, să mor eu. Doamne, iartă-mă. Cum să mor? Băi, frate! Deci, fraților, ce că parcur easy. Pe mine mă distruge parcurul ăsta. Băi, nu mai îmi puneți parcur în mape! Bă, nu pot să sar acolo, e foarte ciudat făcută! Pentru că trebuie să vin... Neapărat cu viteză, altfel sigur n-am nicio șansă să sar. Deci, frate, tu glumești cu mine. O, fain. Da, și acum cum sar acolo? Ba, merge. Bravo, ai terminat parcurul. Și acum nivel... 2 să nu spui că e tot parcur, că mă omor. Dă două parcur. Oh. O să aleg varianta mai ușoară care este aici. Dar stați o secundă că trebuie să-mi dau spawn point, se pare, după fiecare asta. Ce? Deci trebuie să-mi dau spawn point, o secundă, băieții. Nivelul 2. Ok, gata. O să măriți la asta de aici. Aoleu, cred că trebuie să caci prin... cea bună, gen. Sau nu, habar n-am. Pa! Fuck my life. Nu era cea bună, dar ora se pare. Și cred că era de acolo. Cea bună. Dep, la care nu pot ajunge. Dep. Nu știu cum am căzut, dar am căzut bine, în fine. Și asta era bună. Ai trecut de dopper spre spawn. Mulțumesc, fratele maleu. 3. O să ai nevoie find the objects. Ok. Time to name. Da, când dau pe toggle downfall, dacă e oprit, o pornește. Ok, am înțeles. Nivelul 3. Find the object după ce ai găsit înapoi la spawn. Cap de creeper la și se prinde. Și de ce am nevoie de ăștia? Trebuie sponge. What the fuck? Nu ești nimic. Ba, da, uite sponge-ul acolo. Așa am găsit buretele. Opa! Deci am găsit creeper-ul, buretele și am găsit ceva, nu. Creeper-ul și buretele. Trebuie blocul de diamond, pinul ăla, sau o floare. Am văzut floarea pe aici undeva. Sau mi s-a părut. Uite aici floarea. Ok, am găsit floarea. Și pe aici. Mă, de ce am impresia că mapa asta am mai jucat-o vreodată cândva? Să m-am fi jucat eu vreodată, nu mi-am amintesc în orice caz. Sper să nu m-am fi jucat tot eu și să mi-o fi dat, că eu nu mai țin minte, fraților. Am găsit toate lucrurile? Cred că gata, da, ia, hop, hop, hop. Mai trebuie ceva. Pinul ăla. Aaaa, cred că știu ce trebuie să fac. Dar nu. E de ăla. Să fie rătăcit pe aici pe undeva? Sau să fie pus pe undeva pe jos, tot pe acolo. Nu prea ar părea ca și cum ar fi undeva jos. Adică nu prea are unde să fie, sincer. Să nu fie cumva pe pom. Că altfel ce legătură ar fi avut, dar mai pom în mijlocul ăștia. Aia sunt curios de o chestie. Nu știu că n-am voie să spar, dar... Nu știu ce am impresia că e ceva acolo sus. Pe bune. Deci ar trebui să mă înșel, să nu fie nimic aici sus, dar nu știu, am așa o presimțire, o bănuială. Hai, mă, mai e mult până sus. Ia uite să-mi pau picioarele. What the fuck, cât urcă, bă, pomul ăsta? Deci nu cred așa ceva. Deci n-am văzut în viața mea așa ceva. Bă, tu ești nebun la... Cred că am urcat în el degeaba. Și de asta am și făcut. What the fuck, cât era de mare. Cum l-am decapitat, dar în fine, nu știu unde e ăla. Nu-l pot găsi, nu știu unde e. Pe aici nu e. În orice caz. Hai să trecem mai departe. Nu știu unde e, frate, chiar nu știu. Asta a fost nivelul 3? Da, cred că era 4. Craft items. Spawn point, ok. Craft the items. Ok, stai un pic. Ce trebuie să fac aici? Să craftez itemele, ok. Cum? Adică uite, aici am nevoie de un turnăcop, da? Da, ok, gata, știu ce trebuie să fac, dar problema e în felul următor. Dar nu trebuie să păstrez ăștia. Da, bine, mă rog, erau câteva chestii care trebuia păstrate, în fine. Trebuie să fac așa. Trebuie să-mi iau lemn. Să fac un turnăcop de lemn, după care să fac un turnăcop de piatră. Da, de acolo de piatră? Da, de piatră. Așa. 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 Și acum cu turnăcopul ăsta trebuie să facem 3 bucăți. De piatră și să facem un turnăcop de piatră. Și aici am craftat itemul POC. Îmi place mapa până acum, e destul de interactivă, destul de interesantă. Am craftat turnăcopul, bun, am rezolvat-o aici. Aici am necraftat un arc. Am deja turnăcopul. Te lans un pic. Poți să iau ăștia cu sabia, nu? Și lemn... N-am din partea cealaltă, dar nu o să-mi ajungă. Am bala. Am craftat și aici ce ne trebuia. Aici am necraftat un pat. Avem nevoie de 3 bucăți de lemn, adică unde ăsta. Și de lână. 3 bucăți. 2, 3. Bop! Patul și aici avem de făcut pâine. E ok, de ce mi-ar trebui toate de la pentru o pâine, să fim serioși? Când se face așa. Fac mi pâine? Cum se face pâine? What the fuck? Mă, ești prost? Ah, ok, gata. Nu știu cum se face pâine, what the fuck. După ce ai terminat, la spawn. La nivelul 5, nu? Da. What is this? Spawn point. Nivelul 5, find the button. Ai ajuns la find the button, find the button. Să nu spui că... Nah, hack! Interesant. De ce cred eu că... Știu că n-am voie să spar, dar... Nu știu ce am impresia că era ceva pe sub masă. Nu știu cum să fie ăla. Eu, little son of a bitch. 5, 6. Tir cu arcul. De ce toată lumea scrie tir cu arcul? Ia, op. Oh, deja am nimerit-o, gata! 6-le, 7-le. Nivelul 7. La acest nivel trebuie să faci desenul care este pe perete. Uite-te în chest. După ce terminăm apa. Oh, ok. Ia să vedem. Ok. Da, stai un pic. E la fel? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Nu e bine. Băi! Tu aici ai greșit ceva. N-am cum să-l fac. Trebuie să-l mai spar de aici un pic. Pentru că n-are 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5 și 5. Nu, trebuie să mai spar cu de asta în bloc. Hai să fie măcar frumos, să fac aici frumos. Ok, mai bun? Așa, bun. Și avem așa. Așa. Nu. Nu știu ce avem impresia că-s la Speed Builders. Și avem așa. Hop, hop. Hop, hop. Hop, hop. Hop, hop. Hop, hop. Și restul umplem cu de-astea. Destul de interesantă ideea asta, n-am făcut-o până acum niciodată, de aici mai chiar. La nivelul 8, nu? What the fuck? Deci, nivelul battle, la acest nivel va trebui să te lupți cu 3 Wither PS, uite-te pe sabie să vezi ce level mare are. Ah, ok, nu va fi, nu cred că va fi foarte greu, nivelul 8 battle area. Ok. What the fuck? Ok, am murit așa de repede? Bine, și eu o să mă duc pe cioacă cât de curând. Amin. Ba nu, nu m-am dus. Am câștigat, da. De ce am impresia că... Ah. Înapoi, la spawn pentru surpriză. Ok, avem și surpriză. Sper că nu mai trebuie să mă bat la surpriză. Asta a fost mapa, sper că ți-a plăcut, dă-o notă mapa mai vreme pe de la mine. Sparge piniata din spatele tău. Oh, cât de tare! Game-ul 3. Ok. Ah, cu Blaze Rod-ul? Ce șmecher e! Sparge pinata cu blaze road-ul și șmecherie. Bă, de ce mi se pare că eu mă mișc? Doar pentru că se mișcă acest piniata? Ha, mă mori! E... Ce șmecher e! Super tare și super ingenioasă ideea asta. Stați, o să dau imediat și o notă să nu crezi că am uitat de tine. O să ai nevoie. Deci da, mai vreau mape de la tine și nota mapei pe care o să o dau eu este în felul următor. O să-ți dau nota 9. Deci mi-a plăcut destul de mult mapa. A avut niște idei destul de originare. Ce singur lucru n-a avut, n-a făcut o poveste interesantă. Dar în rest a avut tot. Chiar mi-a plăcut mult tot. Și da, mai vreau mape de la tine. Bună, mai mult, cam atât și cu acest episod de Maps from Subs. Dacă vreți să mai vedeți episoade de Maps from Subs, apăsați butonul de like și nu ezitați să trimiteți mapele voastre la adresa de e-mail din descriere. V-am pupat, pa, pa!